Medicii Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara au inclus în lista schemelor de tratament pentru bolnavi infectați cu noul coronavirus un medicament folosit până acum în tratarea inflamațiilor generale cronice, îndeosebi artritei reumatoide. Avantajul este că poate fi administrat pe secție, nu trebuie să meargă pacientul pe terapie intensivă, cum este pentru plasmă de pacient convalescent sau pentru remdesivir, și atunci se ușurează foarte mult și terapia intensivă de aceste cazuri. Tratamentul se administrează în 4 doze, la un interval de 8 ore, pe cale intravenoasă, în diluție de ser fiziologic. Specialiștii Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara spun însă că există o fereastră de timp destul de redusă pentru administrarea acestui medicament, astfel încât acesta să fie eficient. Cu cât a fost administrat mai repede în evoluția bolii, cu atât eficiența a fost mai mare. La pacienții critici, în fază terminală, sigur că acolo sunt foarte puțină medicație și doar împreună cu plasmă, împreună cu remdesivir, împreună cu hemodiafiltrare, împreună cu ventilație mecanică sau chiar plămân artificial, doar așa mai funcționează. Aproape 100 de pacienți infectați cu noul coronavirus internați în Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara au beneficiat până acum de administrarea de anticorpi monoclonali antireceptor interleuchina 6.